A cincea ediție a turului municipiului Deva se va desfășura în intervalul 6-7 mai. Competiția ciclistă de șosea este organizată de Clubul Sportiv Făierag. Proba de contratimp individual se va desfășura pe traseul DJ-707J cu startul de la intersecția cu DN7 și sosirea la intersecția cu strada Aurel Vlaicu, sâmbătă 6 mai, începând cu ora 11. Traficul rutier va fi închis pe DJ-707J, intersecția cu DN7 până la intersecția cu strada Aurel Vlaicu, în intervalul orar 7-19. Proba de fond se va desfășura în condiții de trafic restricționat la o bandă pe traseul Bulevardul 1 decembrie 1918, Bulevardul 22 decembrie, DN7, DJ-687 Sântu-Halm, intersecție DJ-708E, DJ-708E, Almășu Mic, Popești, Cârjiți, Almășu Sec, strada Iosif Vulcan, strada Mihai Eminescu, strada Gheorghe Barițiu, piața Episcop, Tordai Șandor Andras, strada Lucian Blaga, strada Aurel Vlaicu, DJ-707J, Deva, Cabana Căprioara, DN7, strada Horea, Bulevardul Decebal, piața Aras, Bulevardul 22 decembrie, Bulevardul 1 decembrie 1918, duminică 7 mai, în intervalul orar 11-15. Traficul rutier va fi închis pe strada Aurel Vlaicu de la intersecția cu strada Izvor până la intersecția cu DJ-707J, DJ-707J de la intersecția cu strada Aurel Vlaicu până la intersecția cu DN7 în intervalul orar 11-15 și Bulevardul 1 decembrie 1918, intervalul orar 7-18.